Bună ziua, suntem la Meditație pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată al lui Marc și astăzi mi-a propus să aflu mai multe lucruri despre cum putem face ca să creștem copii echilibrați, care să nu fie victime sau agresori și să nu facă parte din fenomenul de bullying. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Adriana Mitu, facilitator de programe educaționale pentru copii. Bună, Adriana, bine ai venit! Bună, Alex, bine te-am regăsit! Cum facem să creștem niște copii echilibrați care să nu fie victime ale fenomenului de bullying? În primul rând vreau să spun că în interacțiunile sociale, în general, copiii sunt în ambele perspective, și în cea de agresor și în cea de agresat. O să povestim puțin mai târziu despre ce înseamnă o interacțiune socială normală, un conflict între copii și ce înseamnă o situație de bullying. Iar pentru a rezolva aceste situații avem nevoie de trei instrumente, cred eu cele mai importante trei instrumente, și anume să îi ajutăm pe copii să învețe să-și verbalizeze emoțiile și să le gestioneze, adică să înțeleagă când se simt triști, furioși, dezamăgiți, frustrați, mai apoi să înțeleagă cum să reacționeze la reacțiile emoționale ale celorlalți, pentru că vin și ei la pachet cu o mulțime de emoții și atunci avem nevoie, într-o societate, să știm cum să reacționăm la acestea. Și în al treilea rând și cel mai important lucru, empatia. Să înțelegem cum se simt ceilalți și să îi ajutăm pe copii să își dezvolte această capacitate de a empatiza. Dacă ne uităm peste cele trei instrumente, vedem că este vorba de fapt despre inteligența emoțională. Așadar, să sumarizez, este vorba despre a le dezvolta copiilor partea de inteligență emoțională. Ne poți ajuta cu niște exemple concrete astfel încât să înțeleagă părinții ce ar putea face pentru... Bineînțeles. Acest lucru? În primul rând vreau să spun că la Itsy Bitsy am tot adus jocuri la jocul de luni pentru dezvoltarea inteligenței emoționale și le recomand să le urmărească și pe site și să asculte în fiecare luni acele jocuri. Altă modalitate este să verbalizeze emoția respectivă, atât părintele cât și copilul. Și părintele să înțeleagă când se simte furios, frustrat, trist, să-și verbalizeze emoția și să-l ajute și pe copil să o verbalizeze. Mai întâi spunându-i, te-ai simțit furios în situația asta, după care, implicându-l prin întrebări, când mai crește puțin și poate conștientiza, să-l întrebe cum crezi că s-a simțit colegul tău când i-ai luat jucăria. Și un aspect foarte, foarte important aici ar fi vorba despre părintele, care este un model al copilului și, din păcate, ceea ce am sesizat eu, cel puțin în ograda mea virtuală, este că din ce în ce mai mulți adulți sunt predispuși la fenomenul de bullying online. Unii dintre... De a fi agresori. De a fi agresori, da, de cyberbullying, bullying-ul virtual. Unii dintre ei nu-și dau seama de lucrul acesta, însă au acțiuni prin care fie sunt agresivi, fie îi rușinează pe ceilalți public și cred că am avea nevoie de o campanie de conștientizare și în ceea ce îi privește pe adulți. Mie mi se mai pare important ca orice părinte să conștientizeze că, deși se pare că lui copil este perfect, nu este așa și că asta mi se pare o chestie importantă pe care ai spus-o, că orice copil sau aproape orice copil se află la un dat în ambele ipostaze sau se va afla în ambele ipostaze și cred că e important să discute cu el ce să facă și când este victimă, dar și când este agresor. Pentru că, de obicei, da, ne place să credem că mai degrabă copiii noștri vor fi victime, dar în anumite circunstanțe pot fi și agresori și cred că e important, nu? Să discuți cu copilul tău ce să faci când ești invadat de niște emoții și singura rezolvare pe care o găsești este să-l faci pe altul de râs sau să devii violent, verbal sau fizic față de altul. Da, este esențial să înțeleagă lucrul acesta și să ia în considerare și e normal și natural ca în interacțiunile sociale să fie în ambele roluri. De aceea e important să, spre exemplu, să punem în scenă anumite situații acasă. Să spunem că este vorba de o situație în care s-a întâmplat la grădiniță ca unul dintre colegi să fie agresiv și atunci vom aduce în discuție cu copilul sau copiii din dotare despre acel lucru și vom porni o discuție pe marginea acțiunii de a vorbi despre bullying, despre agresivitate. Este un prim fapt foarte important pe care îl putem face împreună cu cei mici. Adriana, mulțumesc frumos! Dragi părinți, e foarte important să conștientizăm cu toții faptul că bullying-ul există în viața noastră și a copiilor noștri și că e foarte important să stăm de vorbă cu ei despre acest fenomen și să încercăm să găsim împreună o rezolvare. Nu uitați că puteți asculta în orice moment toate emisiunile Meditații pentru Părinți pe itsybitsy.ro. Până data viitoare, nu uitați să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!